Ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi a trebuit să schimb locul unde filmez. Sper ca în acest mod să se vadă un pic mai bine și aș dori ca împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră, mai ales doamnele începătoare, să învățăm să lucrăm o pereche de papucei pentru nou-născuți. De fapt, această dimensiune este potrivită pentru 0-3 luni. Pentru a lucra acești papucei, eu am folosit firul Bravo de la Schackenmayr. După cum cunoașteți, acesta este un fir poliacrilic care poate fi lucrat cu croșet cuprins între numărul 3 și 4. Și astăzi, pentru a fi în ton cu fondița pe care v-am prezentat-o până acum, voi folosi, în loc de firul Bravo, culoarea albă, voi folosi același fir Lisa Lurex, care poate fi și el lucrat cu croșetul numărul 3. Problema este următoarea. Noi, pentru a da un pic de grosime papuceilor, vom folosi croșetul cu numărul 2. În acest mod, papucei vor fi un pic mai grosuți și, bineînțeles, vor ține de cald copilașului. Apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor, de două clămițe care ne vor ajuta să despărțim la momentul potrivit lucrarea, veți vedea, foarfece și un ac pentru cusut lână. Eu sper să se vadă bine ceea ce lucrez și, așa cum vă spuneam, pentru a fi în ton cu pămblicuța, voi începe lucrarea cu firul Lisa Lurex. Voi pune deoparte un pic. Știu că poate nu se va vedea prea bine, însă am fost nevoită să schimb locul. Voi începe cu primul ochi de lanț și voi lucra un total de 13 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. În acest moment voi lua firul odată pe croșet și voi număra 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în cel de-al cincilea. Acum voi fi atentă pentru că aici trebuie să-mi rămână 9 ochiuri de lanț. 2, 4, 6, 8, 9. Da. Când am intrat în cel de-al cincilea ochi de lanț, vom face un picioruș dublu. Apoi vom continua lucrând un total de 9 piciorușe duble, considerând și aceste 3 ochiuri de lanț de la capătul firului. Deci avem 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, cel de-al nouălea. Deci vom număra din nou și avem
2, 4, 6, 8 și cu ultimul 9. Acum, în ultimul ochi de lanț care ne-a rămas, vom face un număr de 9 piciorușe duble. Deci aici vom intra și vom face 9 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și cel de-al 9-lea. În același timp vom prinde și acest capăt de fir pentru a-l ascunde și pentru a da stabilitate papucelului. Acum vom lucra un număr de 8 piciorușe duble. Deci, în corespondența fiecărui picioruș, de partea cealaltă vom lucra un picioruș dublu. Deci vom face un număr de 8 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și cel de-al 8-lea picioruș dublu. După cum vedeți, s-a format aici acest gol. Aici, în acest gol, în mijloc, noi vom intra și vom face 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, cel de-al 4-lea. Și vom închide rândul în cel de-al 3-lea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și apoi vom continua cu 8 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iar cu acesta din capăt ar trebui să avem 9. Vedem 2, 4, 6, 8, 9. Deci avem un total de 9 piciorușe duble. Acum, în corespondența celor 9 piciorușe duble pe care le-am făcut aici, vom face 9 mulțiri. Deci, în corespondența unui picioruș dublu, noi vom face 2 piciorușe duble. Am făcut o mulțire, cea de-a doua, cea de-a treia, cea de-a patra mulțire,
5. Și cea de-a noua mulțire. Acum vom continua cu un număr de 8 piciorușe duble. Deci vom lucra fir cu fir, picioruș cu picioruș, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cea de-a opta, cel de-al optulea picioruș. Iar acum vom face, în corespondența celor patru piciorușe duble pe care le-am făcut aici la capăt, vom face câte o înmulțire. Deci vom continua făcând înmulțiri. Una. Vom face 4 înmulțiri. 4-a mulțire, nu, am greșit aici. Iar acum vom face un nou picioruș dublu pentru a ajunge în corespondența punctului de plecare și vom închide totul cu fir alunecat. În felul acesta am format talpa păpucelului, însă avem încă de lucru. Acum voi face un ochi de lanț și în corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș scurt. Voi pune firul de separare pentru a ști de unde am plecat. Așa. Și voi face un număr de acum, un număr de 16 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Și cu acestea două de aici avem 16. În acest moment vom face o înmulțire. Deci, în corespondența unui picioruș, vom face două piciorușe scurte. După care vom lucra din nou 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar acum vom face din nou o înmulțire. Și pentru tot restul rândului vom face piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu piciorușele scurte. Ne vom întâlni când ajungem aici. Lucrăm singure piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând și vom închide cu piciorușa alunecat în primul picioruș scurt de la începutul acestui rând. Voi lua firul despărțitor, îl voi pune deoparte, voi face un număr de două ochiuri de lanț, după care voi lua firul odată pe croșet și în interiorul aceluiași picioruș scurt voi face o jumătate de picioruș dublu, în felul acesta. Voi pune firul despărțitor și vom continua. Voi lua odată firul pe croșet și voi lucra în corespondența fiecărui ochi. O jumătate de picioruș dublu, însă vom lucra B-club. Tehnica B-club, vom prinde doar o jumătate din piciorul, după cum vedeți, el este ca în formă de spic din două părți. Noi vom lua doar o singură parte și vom lucra pe parcursul întregului rând în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Vom lucra o jumătate de picioruș dublu în acest mod, în tehnica B-club. În felul acesta vom crea curbura papucelului, partea care se va ridica în sus, ca să mă exprim în modul în care să mă înțelegeți. Deci vom continua în felul acesta, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu picioruș alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț de la începutul acestui rând, voi scurta firul și voi încheia această primă parte a lucrării. Voi trage firul, voi închide în felul acesta. Dăm deoparte firul despărțitor, voi tăia acesta de aici, știți că este firul, capătul firului pe care l-am ascuns. Acum vom atașa firul roz, voi face un ochi de lanț, eu în felul acesta îl fac. Și nu vom începe de aici, de unde am închis rândul. Vom începe numărând un număr de 5 piciorușe, de 5 ochiuri, înapoi. Deci înainte, de fapt, nu înapoi. Și avem 1, 2, 3, 4, 5. Vom intra aici, care ar fi corespondența jumătății papucelului, jumătății tălpii. Și vom face un ochi de lanț
După care vom face în interiorul aceluiași spațiu, vom face un picioruș scurt și vom continua, vedeți că am întors lucrul acum, și vom continua lucrând în fiecare, în corespondența fiecărui ochi, vom lucra un picioruș scurt. Deci este foarte, foarte simplu. Piciorușe scurte, în corespondența fiecărui ochi. Nu uitați să întoarceți lucrul partea din față, pentru că altfel vom lucra tot modelul pe dos. Și vom continua cu piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, însă nu voi închide, voi trage firul în felul acesta. În acest moment, eu voi pune papucelul în două, pentru a avea exact jumătate. Vedeți că suntem la jumătate. Da? Aici fixăm jumătatea, între două piciorușe vom fixa firul roz. În felul acesta. Acesta va fi ca un punct de reper. Din acest moment vom întoarce din nou papucelul. Vom lua clămița separatoare și vom începe să numărăm 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și în cel de-al 13-lea picioruș vom pune clămița care separă. După care același lucru vom face și de această altă parte. Începând de aici vom număra un număr de 12 piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și vom pune firul despărțitor aici, cel de-al 13-lea. Dacă punem lucrul în două, vedeți că este perfect egal. După ce am fixat exact partea din față cu clămițele, vom termina acest rând. Voi închide cu picioruș alunecat, în felul acesta. Voi face un ochi de lanț în corespondența aceluiași picioruș. Voi face un picioruș scurt. În felul acesta știm de unde am început fiecare rând și vom lucra piciorușe scurte. Vom continua cu piciorușe scurte. În același timp vom prinde și capătul de fir pe care îl avem și vom da un pic de stabilitate. Vom continua cu piciorușe scurte până când vom ajunge la marcator. Deci la clămița care marchează postul. Așa. Face piciorușe scurte. Chiar dacă durează un pic, va fi un pic mai dificil până faceți primul papucel. Apoi veți vedea că veți învăța modelul pe de rost, nu este greu și veți putea lucra liniștite.
Am ajuns aici unde este marcatorul. Vom face și acest picioruș, picioruș scurt. După care vom lua firul odată pe croșet și în următorul picioruș vom lucra în relief, în relief. Cum vom face aceasta? Vom intra pe dedesubtul piciorușului. Deci în felul acesta vom trage firul, îl vom scoate și vom face, deci, o jumătate de picioruș dublu. Da? Aici vom pune din nou marcatorul pentru a ști exact de unde am plecat. Voi lua din nou firul odată pe croșet și în următorul picioruș voi lucra o jumătate de picioruș dublu în tehnica beclub. Deci, voi face 1, 2, 2, cel de-al treilea picioruș, deci o jumătate de picioruș scurt întotdeauna, apoi voi lua din nou firul pe croșet și următorul picioruș îl voi lucra din nou în relief, așa cum v-am arătat. Voi intra pe dedesubt, voi scoate firul și voi închide piciorușul. Apoi următoarele trei le voi lucra, trei jumătăți de picioruș le voi lucra în relief, în beclub, scuzați. Acesta, am lucrat aceste trei piciorușe, următorul din nou vom lucra o jumătate de picioruș scurt în relief, așa cum ați văzut până acum, iar următoarele trei le vom lucra pe clup. 1, 2, 3. Din nou, următorul picioruș îl vom lucra în relief. Intrăm pe dedesubt, vom trage firul și vom închide. Iar următoarele trei vor fi din nou următoarele trei piciorușe în beclub. Deci vom lua doar partea din spate a ochiului. După ce am făcut aceste trei piciorușe, următorul vom lucra din nou în relief. Apoi vom continua cu alte trei, trei jumătăți de piciorușe în beclub. Următorul piciorușul voi lucra din nou în relief. Vedeți ce frumos iese? Așa. Iar acum vom putea scoate marcatorul și până la capătul rândului vom lucra piciorușe scurte. Deci vom avea 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe în relief. Celelalte sunt în beclub. Vom continua. Dumneavoastră, dacă veți avea nevoie, veți pune în continuare marcatorul sau fir de separare pentru a ști cu exactitate. Noi ne întâlnim când vom termina piciorușele scurte. Am ajuns la capătul rândului, după cum vedeți. Voi intra și voi face ultimul picioruș scurt. Voi închide cu fir alunecat
Voi face din nou un ochi de lanț, un picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș și continuăm până la marcator cu piciorușe scurte. Noi ne întâlnim când vom ajunge aici. Am ajuns în corespondența marcatorului. Îl vom scoate, vom face un picioruș scurt, voi lua din nou firul odată pe croșet și voi intra din nou în corespondența piciorușului pe care l-am lucrat în relief și voi lucra din nou un picioruș în relief. Voi pune marcatorul pentru a ști exact locul. De acum va fi, vom continua în felul următor. Voi lua odată firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și în tehnica back loop voi face o jumătate de picioruș dublu, în următorul voi face cea de-a doua jumătate de picioruș dublu, voi lua din nou firul pe croșet și am ajuns în corespondența piciorușului care este în relief. Voi face din nou un picioruș în relief. Deja v-am explicat modul în care se lucrează. Iau firul pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, voi face o jumătate de picioruș dublu în tehnica back loop, apoi voi face cea de-a doua jumătate de picioruș dublu în tehnica back loop, voi face piciorușul în relief, din nou voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face o jumătate de picioruș dublu în tehnica back loop, îl voi face pe cel de-al doilea, am ajuns în corespondența firului în relief, voi face un picioruș în relief, continui, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, voi face o jumătate de picioruș dublu în tehnica back loop, voi face cel de-al doilea, apoi din nou piciorușul în relief. Voi continua, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea, tehnica back loop, cel de-al doilea picioruș, iar acum ultimul picioruș în relief. Începând din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș scurt, voi face un picioruș scurt. Voi sări primul de aici, din apropiere, vedeți? Voi intra în cel de-al doilea, voi face picioruș scurt. La capătul rândului, când vom ajunge din nou, vom face în același, vom proceda în același mod, vom închide cu fir alunecat, vom face un ochi de lanț urmat de un picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. Imediat vom ajunge la sfârșitul acestui rând. Eu sper foarte mult să se vadă în acest mod. A trebuit să mă mut în bucătăria de afară să pot lucra. Voi închide cu piciorul alunecat, după cum vedeți, fac un ochi de lanț. M-am mutat în bucătăria de afară cu lucrul, vă spuneam, pentru că trebuie să țin bătrâna de ochi, să nu pierd de sub ochi, că mai are obicei că vrea să se ridice din căricior și să nu cadă. Și cu lumina zilei, oricum, mai ușor reușesc să lucrez. Sper că se vede bine ceea ce fac. Imediat vom ajunge în corespondența marcatorului. Îl voi scoate, voi face ultimul picioruș scurt,
După care, din nou, am ajuns în corespondența jumătăților de picioruș în relief. Și voi lucra o jumătate de picioruș dublu în relief. Acum, voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi lucra o jumătate de picioruș dublu în tehnica backloop. Acum voi lucra piciorușul în relief. Voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi lucra o jumătate de picioruș dublu în tehnica backloop. Piciorușul în relief. Nu uitați că vorbim de jumătăți de picioruș dublu. Voi sări din nou un picioruș și îl voi face doar unul. Piciorușul în relief. Voi sări din nou un picioruș, voi face următorul în tehnica backloop, felul acesta. Voi face piciorușul în relief. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul și îl voi lucra în tehnica backloop. Și acum voi face ultimul picioruș, ultima jumătate de picioruș dublu în relief. Și voi continua cu piciorușe scurte, după cum ați văzut, până la capătul rândului. Voi lucra împreună cu dumneavoastră până când voi ajunge să închid rândul. Cum vedeți, am ajuns la capăt. Voi închide cu piciorul alunecat. Voi face un ochi de lanț, un picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. Voi continua cu piciorușe scurte până când vom ajunge în corespondența jumătății de picioruș dublu pe care am lucrat-o în relief. Aici vă voi ține un pic mai mult alături de mine, pentru că aș vrea să vedeți bine cum se lucrează. Chiar dacă tutorialul va fi un pic mai lung, sper să nu întâmpin din nou greutăți cu încărcatul. Așa. Acum am ajuns din nou în corespondența piciorușelor lucrate în relief. Voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența primului picioruș în relief, voi face o jumătate de picioruș dublu, voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș în relief. Deci vom sări unul dintre piciorușe. Acum vom lucra doar piciorușele în relief. În felul acesta formăm partea din față a papucelului. Așa cum vă spuneam, avem un număr de 6 piciorușe, jumătăți, 6 jumătăți de picioruș dublu lucrate în relief. Uitați-vă, aceasta este partea din față. Eu sper că am fost destul de explicită și că reușiți să înțelegeți. Voi sări din nou acest ochi,
Deci primul ochi și voi lucra ciurușe scurte până când vom ajunge la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. În acest moment vom trage firul în felul acesta. Voi lua firul odată pe croșet. Voi intra în corespondența acelui picioruș. Voi scoate firul, voi ține pe croșet. Voi lua odată firul pe croșet, voi intra din nou în corespondența aceluia și ochi, îl voi lua a doua oară pe croșet, voi intra în corespondența aceluia și ochi, iar când voi lua a treia oară pe croșet, voi închide formând punctul puf. Acum voi lua din nou firul odată pe croșet, voi sări un ochi, voi intra în următorul și din nou, deci trag firul afară, voi lua o dată pe croșet, voi intra în corespondența acelui picioruș, voi lua a doua oară firul pe croșet, voi intra în corespondența acelui picioruș, iar cu cel de-al treilea vom închide. Vom sări din nou un picioruș. Am luat firul pe croșet, voi intra în următorul și vom lucra în același mod. Deci vom lua o dată pe croșet și vom extrage firul a doua oară, vom extrage firul, iar cu cel de-al treilea vom închide. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Nu uitați că între punctele puf trebuie să lăsați un picioruș nelucrat. Am ajuns în corespondența piciorușelor pe care le-am lucrat în relief. Vom lucra în același mod. Deci sărim un picioruș, voi intra în următorul și voi face punctul puf. Aceasta nu trebuie să fie nicio greutate pentru dumneavoastră. Deci lucrăm în mod normal. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul, voi face punctul puf, așa cum ați văzut. În acest mod vom lucra până la capătul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Iată, ne-a ajuns la capătul rândului cu punctul puf. Voi închide aici, în primul picioruș cu fir alunecat. Apoi, în corespondența acestui picioruș, voi face un punct puf. Voi trage firul, iau pe croșet, voi intra de desubt o dată, cea de-a doua, cu al treilea vom închide. După care voi lua firul pe croșet și voi intra între următoarele două puncte puf. O dată, a doua oară pe croșet și cu cel de-al treilea vom închide punctul. Ne vom deplasa în următorul spațiu și în felul acesta vom lucra un număr total de 4 rânduri de punct puf. Cred că acum ați văzut cum închidem rândul și putem lucra singuri aceste 4 rânduri de punct puf. Suntem aproape de sfârșitul celui de-al 4-lea rând de punct puf. Voi lucra împreună cu dumneavoastră.
o dată pe croșet, a doua oară, iar cu cel de-al treilea fir voi închide, iau firul pe croșet, intru în următorul spațiu, voi lua o dată pe croșet, voi lua a doua oară pe croșet și voi trece, iar cu cel de-al treilea voi închide. În acest moment am ajuns și la capătul acestui ultim rând, voi intra aici în cel de-al treilea ochi din primul picioruș și vom închide lucrarea. Voi scurta firul, după aceea firele le vom ascunde cu acul dedesubt. Acum, ca să vă arăt că am vrut să fac o diferență între papuceii pe care i-am făcut, pentru a-i da o notă de eleganță, vom face această mică danteluță, după cum vedeți. Știu că este un pic cam umbră aici, însă v-am spus motivul pentru care am schimbat locul de filmare. Voi lua din nou firul alb, voi face un ochi de lanț și voi intra în corespondența locului liber dintre două puncte puf. În acest moment voi face 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Voi sări 2 puncte puf. Voi intra între cel de-al doilea și cel de-al treilea. Următor voi face un picioruș scurt și din nou 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Voi sări alte 2 puncte puf. Voi intra în următorul și voi face din nou aceeași operațiune. Sper să fiu în raza camerei. Laptopul din nou este undeva într-o parte și nu reușesc să văd exact ceea ce lucrez. Vom face astfel până la sfârșitul acestui rând, sărind întotdeauna 2 puncte puf și după care vom crea acea mică dantelă. 1, 2, 3, 4. Voi sări 2 aici, voi închide, am închis greșit eu aici. Să închid aici. Așa. Voi face din nou. Succede, se întâmplă, scuzați, uneori să greșesc și eu. Știți acel proverb latin care spune errare humanum est. A greși este uman. Așa, am făcut din nou un picioruș scurt. Acum voi intra în corespondența primului arc format din cele 4 ochiuri de lanț și voi încerca să prind și capătul de fir și voi face pentru început un picioruș scurt. Voi urma apoi cu o jumătate de picioruș dublu, 2 piciorușe duble, prinzând în același timp și capătul de fir alb, 2 piciorușe duble. Din nou, o jumătate de picioruș dublu, care știți deja cum se lucrează,
și un picioruș scurt. Apoi mă voi deplasa în următorul arc și voi face același. Deci un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, două piciorușe duble, o jumătate de picioruș scurt și un picioruș scurt. Astfel vom da o notă de eleganță. Eu am decis să fac aceste tutoriale pentru că în curând aici pe strada noastră, în vecin, se va naște o bebelușă, o fetiță și doamna m-a rugat să pregătesc trusoul pentru fetiță, pentru nepoțică. Și de aceea, dacă tot trebuie să lucrez, să facem și tutoriale, astfel că veți putea și dumneavoastră, doamnele începătoare, învăța câte ceva din ceea ce știu eu. După cum vedeți, lucrul merge foarte, foarte repede. Imediat ajungem și la capătul acestui rând. Între timp aș dori foarte mult să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul meu de YouTube. Mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți, fetelor de pe Facebook, persoanelor care nu fac parte din grupul pe care l-am pe Facebook. Tuturor vreau să vă mulțumesc pentru susținere. Am foarte mare nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a duce mai departe acest canal de YouTube. Vă rog, pentru tutorialele pe care le execut, să dați un like, de ce nu un share, să lăsați un comentariu, este foarte important pentru mine ca să știu ceea ce ați dori să lucrez. Este foarte important pentru mine să știu dacă mă auziți bine, dacă mă vedeți bine. Sper să nu fiți prea dure cu mine și să mă criticați prea mult, pentru că eu pun tot la suflet. Și cel mai mult sper că în curând să vin cu ceva noutăți pentru a îmbunătăți aspectul canalului de YouTube. Sper să reușesc să învăț să fac miniatura. După cum știți, eu aici sunt singură, sunt la țară, nu am pe nimeni care să mă ajute, să mă îndrume. De aceea trebuie să cer ajutorul în țară, în România. Tot în țara mea este mâna de ajutor. Aici suntem străini, suntem la lucru, suntem și am ajuns, uitați-vă, și la capătul acestui rând de danteluță. Voi închide în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat cu fir alunecat. Voi scurta firul, după care voi închide lucrarea și vom ascunde apoi firul cu acul de desubt. Eu atât am dorit să vă prezint astăzi. Sper să vă placă ceea ce am lucrat. Vă rog foarte mult să mă sprijiniți în continuare, să fiți alături de mine. Ca întotdeauna, așa cum spun și fetelor din grup, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc tuturor
o seară plăcută, iar mâine, pentru că va fi zi de sărbătoare, vă doresc o zi binecuvântată. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept alături de mine. Vă mulțumesc!